Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Ultima zi de cod galben anunțată de meteorologi s-a simțit și în Alba. Iar cu toate că nu au fost oameni leșinați pe stradă, ambulanța a fost solicitată pentru numai puțin de 77 de persoane care au suferit diverse afecțiuni din cauza căldurii. Temperaturile ridicate sunt prezente peste tot în țara noastră. Pentru a nu ajunge la spital, medicii recomandă oamenilor să consume cât mai multe lichide, să se îmbrace în haine din țesături naturale și să evite expunerea la soare la orele amiezii. Se pare că atenționările medicilor au dat roade. În cursul zilei de ieri, catalogată ca fiind cea mai călduroasă zi din acest an sau din ultima perioadă, la nivelul județului Alba nu s-a constatat a fi solicitare pentru niciun om care să fie căzut în stradă din cauza caniculei. Au fost totuși 77 de solicitări la Serviciul Județean de Ambulanță, cu specificarea că au fost cu 30% mai puține solicitări decât în ziua precedentă. Chiar dacă s-a mai potolit valul de căldură, persoanele în vârstă și copiii, precum și cei care suferă de afecțiuni cronice, sunt predispuse în continuare incidentelor determinate de căldură. Cei vârstnici să-și ia medicația, cei care sunt în evidență cu boli cronice, și la copii să nu apară senzația de sete neapărat, pentru că ei sunt vulnerabili și se pot deshidrata foarte ușor și atunci se produc fenomene, boli care pot interveni și care sunt datorate temperaturilor foarte ridicate. Cu toate că județul Alba a ieșit de sub avertizarea de cod galben de caniculă, unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean Alba este în continuare asaltată de persoane care suferă de diverse afecțiuni din cauza căldurii. Pacienții care ajung la UPU acuză dureri de cap, dificultăți respiratorii sau hipertensiune arterială. Luni, 3 persoane din Abrud au căzut în stradă din cauza caniculei. Astăzi a demarat cea de-a doua sesiune a programului Rabla 2012. Persoanele fizice care dețin mașini mai vechi de 10 ani se pot adresa firmelor colectoare în vederea casării acestor autoturisme. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 57 de milioane de lei, sumă ce acoperă scoaterea din uz a 15.000 de autoturisme. Românii care au mașini mai vechi de 10 ani pe care doresc să le ducă la casat pot merge la Remat pentru a le valorifica. Ministrul Mediului Rovana Plumb a declarat că pentru această etapă au fost alocate 15.000 de vouchere în valoare de 57 de milioane de lei. La fel ca anii trecuți, cuantumul primei de casare este de 3.800 de lei, fiind exprimată într-un tichet de valoare nominală. Proprietarii de tichete le pot folosi fie la cumpărarea unei mașini noi, fie le pot vinde pe piața liberă. Trebuie să știți însă că pentru achiziționarea unui autovehicul nou nu puteți utiliza mai mult de 3 tichete valorice. Anul acesta au fost casate aproape 26.000 de mașini prin programul Rabla, iar puțin peste 8.000 de autoturisme au fost achiziționate, 3.600 dintre ele fiind de producție autohtonă. Odată cu autovehiculul la casare, trebuie să prezentați și o serie de documente. Actul care atestă identitatea, precum și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române în termen de valabilitate în original și în copie. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat în original și în copie legalizată. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă acesta există în original și în copie legalizată. Actul doveditor eliberat de către Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în original, pentru cazul în care, din certificatul de înmatriculare și carte de identitate a autovehiculului uzat, nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România sau categoria autovehiculului uzat. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat în original. Taxa de prim înmatriculare va fi introdusă din nou în septembrie. Ministrul Mediului Rovana Plumb a declarat pentru postul The Money Channel că taxa din toamnă va fi mai mică decât cea anterioară. În Alba, agitație mare la serviciul de înmatriculări, majoritatea celor prezenți vor actele necesare pentru procesele de recuperare a banilor sau pentru a nu achita taxa. Ministrul Mediului Rovana Plumb a declarat că dorința ei este de a reduce nivelul taxei de primă înmatriculare. Aceasta spune că este nevoie de acești bani pentru a finanța investițiile de mediu. În momentul de față sunt doar niște declarații. La serviciul de înmatriculări și permise nu se știe nimic legat de noua taxă. Da, este o cerere mult mai mare ca lunile trecute, să spun așa. Deocamdată noi nu știm exact sigur
despre ce va fi vorba cu noua taxă. Așteptăm să vedem în continuare și noi. În Alba, la serviciul de înmatriculări și permise, coadă mare și aer irespirabil. Cei mai mulți solicită documentele pentru recuperarea banilor achitați anterior la înmatricularea mașinii. Cât privește taxa de primă înmatriculare, oamenii sunt revoltați. Azi dimineață nu zic pe doamna ministru, să a spus prima dată că la început că nu-i de acord. Și acum... Și ce părere aveți acest lucru? Părere proastă. Este aceasta o soluție în condițiile în care toată lumea dă în judecată statul să-și recupereze taxa deja plătită? Păi n-ar trebui să fie așa, dar asta e situația în România asta. Umbli după banii tăi care trebuia să nu-ți încasezi. Avocați, plătiți, vrei mă stai aici, merg, mai să faci o cerere, mai vii odată. După două săptămâni mai vii după acte și tot așa. Umbli fără rost și bani pierduți și timp. De ce nu lăsa cum a fost? Plătești vama, rămânea la vamă, bănuțul lor, nu pus după capacitate cilindrică și cât disopărul lor să-ți iei o groază de bani. De manevre și de șmecherii. E din cât poți să te ajute, mai uite, te încurcă ca decât să te ajute. Nu știu exact, n-am citit exact ce taxă e, dar ce e mai în regulă să pui o taxă fixă, toată lumea și înscrie mașina, știe dacă are de plătit 200-300 de euro cât are, vine, plătește, înscrie mașina, umbli nebun, ca un om prost, nu știe ce să face. Îți cumpere o mașină care nu-i lovit de asta, ce face? O umblă dintr-un loc în altul, nu e în regulă. O taxă fixă, plătim fiecare, chiar dacă mi-a mică mai mare, și nu ca acum, că dai să te duci în instanță. Dacă legea nu e în regulă, de ce nu anulează? Nu este unul care nu câștigă procesul. Deci, cu ce să ajungi asta? La judecătorii, avocații cu bani. Fac bani avocații. Deși prețul benzinei este în continuă creștere, iar euro cunoaște apogeul, în Alba numai în iulie s-au înmatriculat peste 1350 de autovehicule, mai multe cu 360 de mașini decât în aceeași lună a anului trecut. Coada pe două rânduri de la ghișeie are o singură explicație. În jur de 100 de persoane solicită zilnic actele pentru a recupera taxa achitată anterior. Durează foarte mult la matriculările definitive. Sunt foarte multe societăți comerciale care au specificul de vânzarea autoturisme, vehicule și încercăm să putem să facem față tuturor cererilor care le avem. În cazul în care nu este plătită taxa de poluare, actele sunt refuzate și îndrumăm cetățeanul spre a plăti. În foarte multe cazuri primim cereri de a depune actele pentru a le da refuzul când nu ne matriculăm, mașinile fără respectiva taxă, pentru a reacționa în instanța de judecată. Noua formulă a taxei de primă înmatriculare nu va mai ține însă cont dacă mașina este veche sau nouă, ci doar de cât de mult poluează. Este prematur ca să vă înaintez un anume quantum, un anume nivel. În niciun caz nu se va mai face niciun fel de discriminare între mașinile noi și mașinile second-hand, ci pur și simplu se va lua în calcul efectiv tipul de emisii. Reamintim că taxa auto a fost introdusă de guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcție de datele tehnice ale fiecărei mașini în parte, pe baza capacității cilindrice și a emisiilor de dioxid de carbon. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba împreună cu procurorii DICOT au efectuat ieri mai multe percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale acuzate de trafic de persoane, trafic de droguri și proxenetism. Oamenii legii au interceptat și un colect cu cocaină provenită din Franța. Învinuiții au fost audiați timp de mai multe ore de procurori. Se pare că cei 11 membri ai grupării au dus în străinătate 6 tinere, din care una minoră, pentru a practica prostituția. Fetele erau racolate prin metode diferite, după care erau duse de traficanți în Franța, Italia și Spania. De asemenea, procurorii DICOT au interceptat un colet care conținea cocaină trimisă în România din Franța prin intermediul unor firme de transport. În colet au fost descoperite aproximativ 10 grame de cocaină în valoare de circa 800 de euro. După interceptarea coletului au fost făcute și perchezițiile domiciliare, în cursul cărora oamenii legii au găsit aproape 10.000 de euro. Învinuiții sunt din Alba Iulia, Aiud și Blaj. În urma audierilor, 3 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă.
Incendiu de vegetație uscată la Pâclișa. Focul a pornit ieri după amiază în jurul orei 17 în grădina unei locuințe și amenința să cuprindă cabana recent construită. Proprietarii nu erau în preajmă în momentul în care au pornit flăcările, așa că pompierii au fost alertați de vecini. Flăcările au cuprins o suprafață relativ mică de teren, însă din cauza uscăciunii amenințau să se extindă la o cabană recent construită, dar și la o pădure de salcâm de lângă grădină. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină ieri după amiază în localitatea Pâclișa pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Pompierii militari au intervenit cu auto specială de stins incendii, aproximativ o jumătate de oră. În total au ars aproximativ o jumătate de hectar, iar cauza probabilă a acestui incendiu reprezintă un foc lăsat nesupravegheat. Vecinii care au alertat pompierii spun că este pentru a doua oară în ultimele două săptămâni când aici pornește un incendiu și nu își pot explica de unde au pornit flăcările. Din spusele martorilor, proprietatea aparține unor notari publici. Cadrele didactice care vor să facă parte din corpul național al experților în management educațional pot să se înscrie la cea de-a treia etapă de selecție. Mai sunt doar 4 zile în care pot fi completate formularele de selecție online. Pe 3 septembrie va fi afișată lista cu noua serie de experți în management educațional. Potrivit legii educației, pentru a putea deveni manager într-o unitate de învățământ, candidații trebuie obligatoriu să facă parte din Corpul Național de Experți pentru Management Educațional. De asemenea, viitorii inspectori școlari vor fi selectați tot din rândul membrilor Corpului de Experți. Cea de-a treia serie a concursului de selecție a fost lansată pe 6 august și se va încheia pe 12 august. Depunerea portofoliului se va face în zilele de 13 și 14 august, între orele 8 și 16. Afișarea rezultatelor evaluării portofoliilor se va face în 24 august, iar eventualele contestații se depun din 27 până pe 31 august anul curent. În 3 septembrie se vor cunoaște noi experți în managementul educațional. Mai mulți polițiști din cadrul serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba împreună cu Serviciul de Investigare a Fraudelor, Garda Financiară, Registrul Auto Român și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier Alba au organizat o razie de amploare pe drumul național 7 și drumul național 1. Scopul acestei acțiuni a fost prevenirea accidentelor rutiere grave, verificarea legalității transporturilor de marfă și persoane și combaterea evaziunii fiscale. Șoferii care au circulat astăzi în jurul orelor amiezii pe ruta Sebeș-Orăștie au avut parte de surprize. Polițiști împreună cu alte persoane abilitate opreau mașini pentru control. Erau vizați în special șoferii care nu aveau farurile aprinse, nu purtau centura de siguranță sau aveau defecțiuni la autovehicule. Controlul a fost efectuat până la cel mai mic detaliu și nu puțini au fost cei care au primit amenzi. Am urmărit ca și obiective principale combaterii evaziunii fiscale, fiind un obiectiv principal al Inspectoratului General al Poliției Române, precum și verificarea legalității efectuării transportului rutier de mărfuri și persoane. De asemenea, cu ocazia acțiunii, urmărim și identificarea conducătorilor auto care conduc autovehicule cu defecțiuni grave la sistemul de direcție și frânare. Până la această oră, colegii au aplicat un număr de 47 de sancțiuni. Cei opriți pentru verificare au declarat că aceste acțiuni sunt de bun augur pentru șoselele din România, dar și pentru toți participanții la trafic. Cum vi se pare această acțiune a poliției? Mi se pare normală. Și, bineînțeles, nu numai normală, ci mi se pare necesară. În general, ne străduim să mergem cât mai corect cu mașinile și cât mai bune, dar mai sunt și mașini mai vechi și, din păcate, veniturile nu prea ne permit să cumpărăm altele și ne chinuim cum putem. Mulțumesc. Asta este, din păcate, România noastră. Este ok. Este ok. Din punct de vedere tehnic, pentru a ocoli orice fel de accident și de a evita accidentele, este ok. Foarte bună. Foarte bună, trebuie să fii corect, nu? Altceva ce să vă spun. Verifică toate mașinile aproape și mai ales cele care transportă mărfuri. Ați văzut și în cazul dumneavoastră. Este un lucru bun pentru șoselele din România? Șoselele sunt proaste. Foarte proaste. Dar pot fi mai sigure? Pot, cum să nu fie. Principalele amenzi s-au acordat pentru nerespectarea timpului de odihnă, defecțiuni majore la sistemul de direcție și frânare, dar și pentru șoferii care au apăsat pedala de accelerație mai tare. Mulți conducători au fost testați și cu aparatul etilotest, însă niciunul nu a fost găsit băut la volan. Acțiunile poliției vor continua și în perioada următoare.
Bolnavii și aparținătorii lor internați la Spitalul Județean de Urgență Alba se vor putea ruga în viitor într-un lăcaș de cult aflat chiar în curtea instituției spitalicești. Ieri după amiază, în cadrul unei slujbe religioase, a fost pusă piatra de temelie a Bisericii de Lemn. Proiectul de ridicare a unei biserici în curtea spitalului începe să prindă contur. Ceremonialul religios de sfințirea viitoarei biserici a fost oficiat de înalt preasfinția sa Irineu în prezența conducerii spitalului și a autorităților publice. Noi creștinii zidim biserici, înălțăm altare Dumnezeului Savaot, bazându-ne pe faptul întrupării Fiului lui Dumnezeu în istorie. Deci a doua persoană a Sfintei și de viață făcătoare treimi, în urmă cu 20 de veacuri, a plecat cerurile și s-a pogorât în inima istoriei pentru ca să aducă mântuire lumii. Și El este piatra cea din capul unghiului a bisericii. Bolnavii prezenți la slujba de sfințire au spus că era necesară construcția unui lăcaș de închinare. Foarte bine, foarte, foarte frumos că se face, că să fie, aici asta e mică, aici e mai mare, dacă o face mai mare, vin mai multă lume. Toată seara când deschide părintele, mă duc la lucru să dorm. La capela care există acum la urgență, mergeți? Mergem și eu, dar ar fi mai bună aici, mai... anume, o biserică anume să fie în cinta spitalului. Majoritatea care putem am venit aici. Biserica din lemn va fi ridicată exclusiv din donații. Potrivit planurilor, lăcașul se va întinde pe o suprafață de 15 metri lungime și 9 metri lățime. Am fost la înalt preasfinția sa pentru a obține binecuvântarea pentru biserica asta. Este o biserică pe care o dorim pentru pacienți și aparținătorii lor, pentru că n-am putut până acum să le asigurăm condiții bune pentru rugăciune și liniște. Tot ce facem aici, facem din sponsorizări, cu atât pentru materiale, cât și pentru partea de execuție a lucrării. Nu vrem decât ca Dumnezeu să ne ajute să o terminăm cu bine. Proiectul lăcașului de rugăciune a fost realizat gratuit de arhitectul Marius Barbieri. Biserica este a tuturor sfinților, ramul ei se numește a tuturor sfinților și este destinată pentru slujbele care se fac pentru cei bolnavi, pentru pregătirea Sfintei Împărtășanii, pentru cei care sunt în grâu. Aici se vor face Sfânta Liturghie, slujbele ca Vecernia, Utrenia, se va face și Paraclisul Maicii Domnului în fiecare miercuri, iar marți seara, pentru că ziua liturgică începe cu ziua de cu seara, se va oficia slujba Sfântului Maslu. Biserica se dorește a fi un loc de rugăciune pentru bolnavii internați în Spitalul Județean Alba, care în prezent se pot reculege într-o mică încăpere amenajată în incinta secției de urgență. Consilierii albaiulieni au aprobat marți alocarea 3.000 de lei pentru un eveniment aparte. E vorba de organizarea unor activități de informare cu privire la bolnavii cu scleroză multiplă, dar și de ajutorarea acestora. În aceste activități sunt incluse editarea de materiale informative, oferirea de pachete cu alimente și desfășurarea de activități informative educative. Interesant este că legislativul de Alba Iulia a stopat premierea cu suma de 2.400 de lei a 4 sportivi și tehnicieni din cadrul clubului Zamolxis Alba Iulia, care au obținut rezultate notabile la campionatele europene de powerlifting din acest an. Peste noapte însă lucrurile s-au schimbat. În ședința extraordinară de miercuri au aprobat cu o singură abținere premierea cu câte 600 de lei a sportivilor Carmen Pârva, Laurențiu Avram, Ovidiu Pănăzan și Ioan Frățilă. În Pâclișa, localitatea aparținătoare municipiului Alba Iulia, se va construi un cămin cultural. Consiliul Local a aprobat în ședința ordinară de marți studiul de fezabilitate vizând acest obiectiv. Investiția constă în realizarea unei construcții care va adăposti căminul cultural, un muzeu etnografic și un dispensar medical. Construcția se va realiza pe 4 niveluri, respectiv un parter și 3 demisoluri. Valoarea lucrărilor este estimată la aproximativ 3,1 milioane de lei. Astăzi, în ședința extraordinară, Consiliul Local Alba Iulia a îndreptat eroarea de marți care ar fi putut băga bețe în roată transportului public din zonă și nu numai. Concret, a revenit asupra contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public ce se va încheia între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia și STP Alba Iulia și a aprobat proiectul de hotărâre vizând acest fapt.
Înainte de a se vota proiectul de hotărâre, un specialist a explicat cum stau lucrurile. S-a depus o singură ofertă de către Societatea de Transport Public Local, iar în data de 15.06 s-a încheiat procedura de comisie de licitație și de negociere directă, hotărându-se atribuirea contractului Societății de Transport Public din Alba Iulia. Atribuirea contractului, până la data actuală, a fost aprobată de consiliile locale Galda de Jos, Cricău, Între Galde și Ilie. Abținuții de ieri au explicat schimbarea de macaz de astăzi. Ieri, în ședința de ieri, făceam referire la faptul că există mari dubii, chiar dacă a trecut, chiar dacă a fost votat, chiar dacă s-a dus la îndeplinire până la urmă, în ceea ce privește caietul de sarcini și apoi implicit licitația. Știți bine că acolo au fost nemulțumiri. Să nu vă surprindă deloc votul nostru de ieri. Pentru că votând această delegare de gestiune, înseamnă că suntem de acord cu caietul de sarcini acela făcut foarte special, cu licitația făcută, la care noi, țineți minte, colegii noștri care erau în Consiliu atunci, s-au obținut, s-au votat împotrivă. Aș propune să fim oameni cu minți, un prieten avea expresia asta, și pentru că suntem în slujba cetățeanului, haideți să cântărim, să stăm strâmb, să judecăm drept. Acum, dacă caietul de sarcini este mai complicat, eu fiind mai nou, n-am fost în vechea legislatură, vreau să întreb colegii, e un lucru rău că e mai complicat sau sunt mai multe condiții de îndeplinit? Sau e un lucru bun pentru societatea care le câștigă licitația? Vreau să precizez că personal sunt mulțumit de calitatea transportului public din orașul Alba Iulia. Mă bucur că în sfârșit s-a introdus și acest sistem de ticketing, ca să nu mai fie niciun fel de dubii, adică să acordăm acele subvenții exact pe ce se, cum să zic, pe ce călătorii sunt la pensionari și alte persoane care beneficiază de acest lucru. Viceprimarul Dorin Șerdean a fost decisiv. Noi asta avem în față o alegere, să ucidem transportul local sau să facem să continue. Să continue la niște parametri, așa cum spuneați și mulți dintre antevorbitorii prezenți aici, la parametrii superiori la care se află astăzi. Cu saci în căruța transportului public, primarul Mircea Hava a tras concluzii. Mă bucur că câteodată noaptea este un sfert din bun și mă bucur că v-ați informat. Îi mulțumesc domnului consilier Pleșa pentru cuvintele corecte față de transportul local și mă bucur că ceea ce se vede, se vede. Și mă bucur încă o dată că un proiect la care lucrăm de ani de zile și un proiect care ne-a produs foarte multe dureri de cap trece. O să vedeți în timp și vă rog să consemnați lucrurile astea, nu peste o lună, peste două, peste trei, în special pentru localitățile care sunt în jur și ceea ce înseamnă pentru toți un transport integrat. Să știți că așa ceva nu există în România, cum nu există în România niciun transport public local care îl avem acum la fel de bine pus la punct. Și astfel, roata transportului public din municipiul Reședință de Județ continuă să se învârtă. Promovat recent în Liga a 3-a, clubul de fotbal Europa Alba Iulia a solicitat administrației publice locale sprijin financiar. Deocamdată a rămas doar cu cererea și e puțin probabil ca aleșii locali să aprobe o astfel de susținere, având în vedere antecedentele cu unirea Alba Iulia. La clubul respectiv sunt legitimați 75 de copii din municipiul Reședință de Județ și din localitățile apropiate. Conducătorii echipei au solicitat Consiliului Local Alba Iulia suma de 50.000 de euro, dar s-ar mulțumi și cu mai puțin. Ne-am consultat și cu celelalte primării, inclusiv din județul nostru Sebeșu, inclusiv cu Târgoviștea, care la fel are club privat, inclusiv cu Baia Mare, cu Bihoru, cu Oradea, unde este clubul Uvizer și așa mai departe. Marea majoritate a primăriilor au admis din alocațiile lor bugetare, din sumele respective care sunt alocate pentru sport. Noi am cerut o sumă destul de infimă pentru că, vă spun sincer, baza de la Drâmbar, care acum este în construcție, avem un deviz de 950 de milioane pentru tribune. Am mai investit încă în două terenuri de mini-fotbal sintetic pentru copii între 6 și 12 ani de aproximativ 1 miliard. Deci noi am alocat din banii noștri aproape 2 miliarde pentru copiii județului nostru și Alba Iulia. Solicitarea pare firească și bine argumentată, dar cine s-a fript cu ciorbă, suflă și în iaurt. Deci am căutat să vedem cum rezolvă alte primării și consilii județene din România aceste probleme.
și inițial s-a făcut o societate comercială, știți, nu mai fac acum discuția, după aceea s-a făcut asociație sportivă, toată lumea a votat, toată lumea s-a lăudat, 3 ani a fost în A, deci o nebunie întreagă a fost cu fotbalul. Din acest punct de vedere, știți în ce situație suntem acum, chiar astăzi am un proiect de hotărâre în care noi am pus un avocat să ne reprezinte că suntem deja de la Direcția Națională Anticorupție, suntem în instanță. Probabil că peste 7 ani acest consilier și executiv se vor trezi cu alt dosar penal. De ce acum am vrut să ajutăm acești 70 de copii, cum spuneți dumneavoastră, și de ce vrem să susținem fotbalul în Alba Iulia și tinerii și care vor să facă performanță? Pentru că după 7 ani o să ne întrebe cineva, bă, voi n-ați văzut că nu este o virgulă nu știu unde? Sau poți să-l găsească, nu pe mine, pe altul care zice, este alt creier care v-a învățat să faceți nu știu ce inginerii financiare. Acum, deocamdată, eu sunt cel, ați văzut peste tot, eu sunt cel care a făcut această inginerie financiară. Nu se mai pune problema că a votat un consiliu local, un consiliu județean, că atâția specialiști au dat cu presupusul, atâția avocați, notari, cum să facem, atâția economiști. Am rămas eu singur care trebuie să dau explicații acum chiar în instanță și să-mi angajez avocați privați, eu nu pot să iau din consiliu local, ci din bani publici, să plătesc din banii mei, ca să văd cum să rezolv problema, să nu fiu condamnat penal. În concluzie, cererea clubului a rămas în fază de solicitare. Consilierul local Gabriel Pleșa i-a sfătuit pe diriguitorii echipei albaiuliene să apeleze la specialiști care să identifice o formă legală prin care să se poată rezolva problema, dar greu de crezut că legislativul de Alba Iulia se va mai implica într-o astfel de asociere. Face ce face și țara noastră țintește tot poziții codașe. România este clasată pe ultimele locuri în ceea ce privește sprijinul pe care statul român îl acordă pacienților care au nevoie de medicamente. Românii sunt nevoiți să acopere 40% din costul medicamentelor. Potrivit unui comunicat de presă transmis marți de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, România ocupă ultimele locuri la sprijinul pe care statul român îl acordă pacienților care au nevoie de medicamente. Cu toate acestea, România se află într-o situație mai bună decât Bulgaria, unde pacienții sunt nevoiți să plătească mai bine de 70% din costul medicamentelor, dar mult mai rea decât media europeană de 20%, proporție plătită de pacienți din prețul medicamentelor. În Olanda, pacienții plătesc doar 0,7% din valoarea medicamentelor, francezii 1,2%, iar nemții 5,4%. România este printre ultimele locuri și la procentele alocate din PIB sănătății, 3,84%, cu mult sub media europeană, care este de 9%. Judecătoarea Mona Pivniceru, reprezentanta magistraților instanței supreme în Consiliul Superior al Magistraturii, și-a dat demisia astăzi din funcția de membru al CSM. Decizia a venit în urma propunerii premierului Victor Ponta de a o numi ministru al Justiției. Mona Pivniceru și-a dat demisia din funcția de membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii. Pentru CSM urmează să ia în discuție demisia în ședința stabilită deja pentru data de 20 august. În urma acceptării demisiei, Pivniceru se va întoarce la Înalta Curte de Casație și Justiție, de unde ar putea fi detașată pentru funcția de ministru al Justiției. Mona Pivniceru a declarat miercuri la intrarea în sediul CSM că activitatea guvernului este exclusiv administrativă, precizând că puterea judecătorească și cea executivă sunt separate constituțional. Premierul Victor Ponta renunță la mini-recensământ și solicită ministerelor de externe și interne să procedeze în conformitate cu solicitările Curții Constituționale. Nu în ultimul rând, în Monitorul Oficial se introduce un paragraf foarte important, omis în prima fază de Curtea Constituțională, care liniștește apele în privința stabilirii cvorumului de la referendumul din 29 iulie. Chiar dacă în primă fază Victor Ponta susținea că judecătorii Curții Constituționale au solicitat listele electorale permanente actualizate și nu cele în baza cărora s-a derulat referendumul din 29 iulie, în cele din urmă premierul s-a răzgândit. A renunțat la organizarea unui recensământ ad hoc pe motiv că primarii PDL l-ar fi boicotat și astfel rezultatele numărătorii cetățenilor cu drept de vot nu ar fi fost reale. În altă ordine de idei, dar pe aceeași temă, a fost publicat în Monitorul Oficial paragraful care prevede explicit că românii din străinătate trebuie luați în calcul la stabilirea cvorumului pentru referendum. Începând din 10 august, chipul lui Marin Preda apare pe o monedă. Banca Națională a României va pune în circulație, în scop numismatic, o monedă de argint dedicată aniversării celor 90 de ani de la nașterea lui Marin Preda. Cu un diametru de 37 de milimetri, moneda are o valoare nominală de 10 lei, iar tirajul acestei emisiuni numismatice este de 500 de monede.
Monedele de argint ambalate în capsule de metacrilat transparent vor fi însoțite de broșuri de prezentare a emisiunii numismatice redactate în limbile română, engleză și franceză. Broșurile includ certificatul de autenticitate pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naționale a României și casierul central. Prețul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda de argint, inclusiv broșura de prezentare, este de 340 de lei. Monedele din argint dedicate aniversării a 90 de ani de la nașterea lui Marin Preda au putere circulatorie pe teritoriul României. Punerea în circulație în scop numismatic a acestor monede de argint se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. Europa se zbate între caniculă și avertizări de vreme rea de câteva zile. Dacă grecii și românii se luptă cu temperaturi de foc în țări precum Polonia și Scoția, lucrurile stau exact invers. Locuitorii de acolo au de-a face cu ploi puternice și vijelii. România se sufocă la peste 36 de grade Celsius, iar seceta a nimicit agricultura țării. Nici în Grecia situația nu este mai roz. De cealaltă parte, însă, sute de oameni din centrul și nordul Poloniei și-au văzut locuințele distruse din cauza furtunilor puternice. Totodată, zeci de mii de case au rămas fără curent electric. Și în Scoția, meteorologii au emis avertizări de ploi puternice, precum și alerte de inundații. Aproximativ 30 de locuințe au fost evacuate în urma inundațiilor, în timp ce mai multe magazine și sedii de firme au fost închise. Autoritățile au sfătuit localnicii să țină cont de atenționările emise și să încerce să nu se expună pericolelor. Potrivit Mediafax, secretarul de stat Nicolae Căbulea, șeful Departamentului de Ordine și Siguranță Publică din MEAI, a fost astăzi la parchetul Instanței Supreme pentru a fi audiat în dosarul în care șeful Direcției pentru Evidența Persoanelor, Constantin Manoloiu, este cercetat pentru abuz în serviciu. După demisia ministrului Ioan Rus și a ministrului pentru administrație Victor Paul Dobre, a venit rândul chestorului Căbulea să fie acuzat de abuz în serviciu. La ieșirea de la audier, Nicolae Căbulea a declarat că nu are atribuții în ceea ce privește cifra persoanelor care au votat la referendum competențele sale, limitându-se doar la ordinea și siguranța publică. El a mai menționat că nu va demisiona. În același dosar, chestorul Constantin Manoliu, șeful Direcției pentru Evidența Persoanelor din Ministerul de Interne, a fost pus oficial sub acuzare luni împotriva ofițerului de poliție, fiind declanșată urmărirea penală pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. Fostul comandant al IPJ Alba, chestorul principal de poliție Ioan Nicolae Căbulea, a fost numit secretar de stat în MEAI, fiind șef al Departamentului de Ordine și Siguranță Publică, începând din 15 mai 2012. O hartă cu ghetourile locuite de romi. Acesta este obiectivul unui proiect finanțat cu fonduri europene ale autorităților bulgare. Harta ar urma să fie finalizată până în martie 2013 și are drept scop găsirea unor soluții rapide pentru problemele comunității. Marginalizarea membrilor comunității romilor, inclusiv segregarea la scară largă a unor ghetouri de romi sau ocuparea ilegală a unor proprietăți de către membrii ai acestei minorități, rămâne în continuare una dintre cele mai grave probleme publice ale Bulgariei. În acest sens, autoritățile bulgare au inițiat un proiect prin care să culeagă mai multe informații și astfel să găsească soluții mai bune pentru a ajuta comunitățile de romi din țară. Proiectul finanțat prin Programul Operațional European pentru Resurse Umane și Dezvoltare a fost demarat din punct de vedere tehnic în august 2011. 700 de cenzori din cadrul a 6 instituții guvernamentale centrale, municipalități și organizații neguvernamentale vor studia distribuția geografică a acestei minorități marginalizate pe teritoriul a 264 de municipalități din țară. Apple și-a propus să excludă aplicația YouTube de pe iPhone și iPad din următoarea versiune a sistemului de operare pentru dispozitive mobile iOS 6, pregătită pentru această toamnă, iar asta din cauza divergențelor tot mai profunde dintre producătorul de electronice și Google. Compania a anunțat că licența pe care o deține pentru YouTube a expirat, iar aplicația nu va mai fi inclusă pe următoarea versiune a sistemului de operare. Aplicația YouTube a fost dezvoltată de Apple pe baza unei licențe de la Google și este inclusă pe iPhone încă din 2007, de la lansarea primului model al familiei de smartphone-uri. Apple a precizat că Google pregătește propria aplicație YouTube pentru iOS, care va fi disponibilă pe iPhone, iPad și App Store, iar utilizatorii pot accesa serviciul video prin browserul de internet. Apple vrea de asemenea să înlocuiască în următorul său sistem de operare serviciul de hărți al Google cu unul propriu, după mai mulți ani de investiții în dezvoltarea unui concurent pentru Google Maps.
Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit de aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Președintele Federației de Pescuit Sportiv, Ștefan Popescu, a declarat pentru Alba TV că federația are în vedere îmbunătățirea infrastructurii pentru iubitorii acestui sport. Popescu dorește ca fiecare județ din țară să poată organiza o competiție de pescuit și speră să fie ajutat de autorități. Pe de altă parte, președintele federației spune că munca de la șefia pescarilor nu îi mai permite să dea cu bățul în baltă. Federația Română de Pescuit Sportiv este a doua federație care are sediul în municipiul Alba Iulia după cea de la powerlifting. Nu este ușor să conduci o asemenea federație, însă Ștefan Popescu crede că România poate avea pescari profesioniști pentru că țara noastră oferă bogății ale naturii iubitorilor de pește. Avem în desfășurare un proiect la nivel național care presupune cel puțin o pistă de competiție în fiecare județ, având la ora actuală un pilot, un proiect pilot, proiectul de la Urăștie, în care noi deja derulăm un asemenea investiție pentru a face o pistă de competiție de copii și juniori cu posibilități de cazare pentru loturile naționale, ca să putem să facem pe sportul de performanță așa cum trebuie făcut. Popescu dorește să promoveze acest sport la adevărata sa valoare, însă în momentul în care a fost întrebat dacă are timp de pescuit, iată ce a răspuns. Numai când mai am timp. Din păcate, de când am început să mă ocup de organizarea pescuitului, s-a redus timpul de pescuit sportiv. Mă uit la sculele de pescuit care se pune praful pe ele și nu mai am timp de pescuit. În 25 august, pe o baltă privată de la marginea municipiului, va fi organizată o competiție pentru toți pescarii amatori și profesioniști, în vederea cooptării acestora în cluburile pentru pescuit sportiv și a loturilor naționale. De ieri, Clubul de Fotbal Unirea Alba Iulia are un nou reprezentant al Consiliului Local în administrație. Cel ales este tânărul consilier din partea Partidului Național Liberal, Rareș Buglea. Acesta a fost desemnat de către consilierii locali și a fost votat în unanimitate. Asociația Fotbal Club Unirea 1924 îl va avea la cârmă și pe consilierul local Rareș Buglea. Acesta îl va înlocui pe fostul consilier Horia Bărdaș, care nu a renunțat la un nou mandat de consilier. Numirea lui Buglea, ca reprezentant al Consiliului Local, este relativ surprinzătoare, însă nimeni în afara acestuia nu a vrut să își asume o astfel de poziție. Scandalurile care bântuie clubul în ultima perioadă a îndepărtat Consiliul Local și județean de la echipă și astfel soarta Unirii se află în mâinile divinității. Conducerea Clubului de Fotbal Unirea Alba Iulia a făcut precizări printr-un comunicat oficial privind acuzațiile aduse conducătorilor. Aceștia declară că sunt nevinovați și că orice activitate, indiferent dacă a fost financiară sau de alt domeniu, a fost perfectată legal, nefiind vorba de delapidare. Mai mult, acționarii clubului nu ar fi avut salariu prestând servicii de voluntariat la club. Să sperăm că Rareș Buglea va revitaliza clubul de fotbal precum ședințele de Consiliul Local. După ziua de ieri, când fetele noastre de la gimnastică au reușit doar o medalie din cele patru puse în joc, antrenorii lotului olimpic Belu și Bitanga au răbufnit și au declarat că vor renunța la echipa de gimnastică. Totuși, astăzi, după ce apele s-au mai liniștit, au spus că dacă vor primi o propunere de reînnoire a contractului, o vor analiza și vor lua o decizie. Cătălina Ponor pare să fi declanșat scandalul acesta după evoluția de la Sol. Gimnasta a declarat că singurul ei regret este că nu a fost felicitată de antrenori după ce a reușit să cucerească medalia de argint la același aparat. Într-o conferință de presă organizată de întreg lotul de gimnastică, Octavian Belu și Mariana Bitang au spus că vor analiza foarte atent orice propunere din partea federației și vor comunica o eventuală decizie abia peste câteva luni. Belu a declarat că gimnastica va supraviețui în România doar dacă vor fi luate măsuri dure, dezvoltând subiectul. Sunt zvonuri cum că Belu și Bitang ar avea propuneri din afara granițelor noastre, fiind cunoscut faptul că America sau China i-au dorit pe cei doi celebri antrenori ai gimnasticii mondiale. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo.
Astăzi, valorile termice au marcat o scădere în toată țara. Cerul este variabil, dar în această seară și la noapte vor fi înnorări temporar accentuate și local vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua și aspect de vijelie. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime au valori de la 27 de grade în depresiuni până la 34 de grade, iar cele minime se situează în general între 12 și 22 de grade. Așadar, găsim înregistrate în această seară 25 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 26 de grade la Sebeș, 24 de grade la Blaj și 20 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 17 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 19 grade la Sebeș, 16 grade la Blaj și 14 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Mâine, temperatura aerului va continua să scadă ușor, astfel că valorile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 33 de grade. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare ziua, când local vor mai fi posibile fenomene de instabilitate atmosferică. Temperaturile minime vor avea valori de la 10 grade în zonele de presiunare până la 23 de grade Celsius. În aceeași ordine de idei, aproximăm pentru mâine valori de 31 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 32 de grade la Sebeș și Blaj și 28 de grade Celsius la Câmpeni. Poi mâine vremea va fi ușor instabilă, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate în zonele de munte, unde local se vor semnala averse și descărcări electrice. În celelalte regiuni, astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse. Vântul nu va prezenta intensificări, va bate de la slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, iar cele minime vor avea valori de la 8-9 grade în zonele de presiunare până în jur de 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, încheiem aici rubrica Meteo, dar nu înainte să vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!